Sigur că i-a plăcut lui Ceaușescu să joace șah și să-l cheme în fiecare seară la Club Bazin și să-l cheme la Snagov, însă fără soție. Pe soție nu plăcea Elena Ceaușescu, însă. Pe de... uh, Da, motivele sunt oarecumva mai diferite decât. Uh, au fost percepute în spațiu public, și care au fost flatante pentru Ștefan Andrei, și încă mai flatante pentru Violeta Andrei. Adică vreau să spun că Elena Ceaușescu nu suferea din cauza frumuseții Violete Andrei. Ea era în foarte bune relații cu Silvia Popovici, care era de asemenea nevastă de demnitar. Avea o frumusețe de femeie care o însoțea peste tot, în calitate, Violeta Năstățescu se numește soție de diplomat, care o însoțea peste tot în vizitele externe, chiar când nu era nevoie de traducerea ei de limbă engleză, nu îi plăcea pentru că, în primul și în primul rând, cred că îi displacea profund să vadă această iubire a lui Ștefan Andrei pentru soția lui era ceva adică... oarecumva asemănător, să vadă un bărbat subjugat atât de mult unei femei, cred că era ceva asemănător cu maniera în care Nicolae Ceaușescu, Nicolae era, Ceaușescu era subjugat ii. ei. Și deci atunci de ce să nu-i apoi, a... Așa, apoi? Apoi era foarte implicat Ștefan Andrei în rolurile, în uh, cariera soției lui. Uh, să nu uităm că depindea de semnătura lui Ștefan Andrei plecarea uh, unui uh, teatrului în străinătate într-un turneu sau uh, depindea de semnătura lui Ștefan Andrei filmele pe care noi le difuzam în uh, țările socialiste și chiar în uh, cele capitaliste. Erau toate la schimb. Uh, nu le cumpăra nimeni Nici noi nu cumpăram De la ceilalți decât foarte puțin Mai ales în perioada de prohibiție Și atunci vă dați seama Că se întâmpla un fenomen oarecumva Asemănător cu Lica Gheorghiu Și fata lui Gheorghiu Deș Se dădeau peste cap regizorii se dădeau peste, se, cap regizorii se dădeau peste cap regizorii s o distribuie pe Violeta Andrei. Așa cum se cu Lica Gheorgheu? Comparativ, dar mm. nu identic, mm -hmm. pentru că nu avea Ștefan Andrei această poziție. Și apoi Elena Ceaușescu a nebunit, văzând onorariile pe care le primea Violeta Andrei. Mm. Ei erau, de fapt, potrivnici câștigurilor pe care le aveau actorii. Și Fidel Castro se plângea că iau sculptorii prea mult și uh, scriitorii, și uh, este chiar o stenogramă a unei ședințe de înalt nivel, unde spun că nu se poate ca un actor să fie angajat la un teatru și, pe urmă, uh, să nu vină pe acolo cu lunile că este în concediu, dar în timpul acestea îl joacă în filme uh, de unde ridică mai mult decât salariul da. lui dintr-un an. La... Și mai era supărată da. că Violetei Andrei îi plăceau rolurile de femeie sexy, ca să nu spun vampă. Ori ah. ea ar fi vrut ca soția unui înalt demnitar să nu joace, să joace niște roluri de, de femeie model, soție model, directoare, eventual. O fată de, de comitet, eventual. Da, Ei, okay. Silvia Popovici cam așa.